Caraș Severin, 19 mai 1858. Un meteorit se îndreaptă spre grădinari. Încă din cele mai vechi timpuri, stelele căzătoare venite din vastitatea cosmosului au impresionat omenirea. Meteoriții erau considerați un dar de la divinitate, pentru că aceste aliaje de fier erau transformate în arme și unelte. Nu întâmplător, grecii numeau fierul sideros, de la sidus sideri, adică corp ceresc. Astfel, vom călători în timp și spațiu prin istoria siderurgiei din Banatul de Munte. Vom descoperi poveștile și atracțiile turistice bănățene din regiunile cu tradiție metalurgică, urmând drumul fierului. Fierul a fost adus pe teritoriul patriei noastre de către celți, cu circa 300 de ani înainte de Hristos. A fost preluat de către daci și tehnologia a fost îmbunătățită. Celții cunoșteau arta prelucrării fierului din meteoriți veniți din cosmos. Faptul că celții sunt prezenți în România ne spun numele. Ei sunt cunoscuți în istorie și sunt numele de boi. Avem denumiri Bouțari sau Valea Boului, aici, Păltinișul. Dacă celții au adus tehnica prelucrării fierului, acest meșteșug s-a dezvoltat mai ales în timpul romanilor. Istoria industrială în Banatul de Munte începe practic odată cu instaurarea stăpânirii romane aici. Mărturie stau numeroasele mine amenajate de administrația romană în zona Dognecea, Ogna de Fier. După cum bine știm din istorie, ultima mare infuzie de minereuri prețioase și de avuție, să spunem, în Imperiu a fost în urma cuceririi provinciei Dacia de către Imperiul Roman în 106. Tot ce avem astăzi, unelte de bază, a fost cunoscut de către romani. Clești, ciocane, strungurile cu lamă de fier, care presupunea o tehnologie foarte avansată în ceea ce privește prelucrarea minereului de fier. De la epoca romană, trecem în perioada medievală, la cetatea Cuiești din Bocșa. Această cetate a fost așezată pe o formațiune geografică de tip promontoriu barat. Înseamnă o formațiune geografică ce este foarte greu accesibilă din trei părți și marea parte a sistemului de apărare era concentrată spre partea care era mai ușor accesibilă. Tocmai în această zonă, zidul cetății ajungea până la 3 metri și jumătate lățime. Ea practic proteja pe de o parte calea de acces spre zăcămintele de minereuri din zona Ocna de Fier Dognecea, iar pe cealaltă parte accesul spre muntele Semenic. Această cetate a reprezentat un bastion împotriva ocupației turcești. Turcii au ocupat Banatul în 1552. Datorită rezistenței locuitorilor, a localnicilor, cetatea este înglobată în Principatul Transilvaniei. Dăinuiește până la 1658, când este aruncată în aer de către localnici pentru a nu cădea în mâna turcilor. În urma războiului din 1718, Banatul iese de sub dominația turcească și intră în Imperiul Habsburgic. Este un moment de răscruce în istoria siderurgică bănățeană. De aceea vom descoperi o parte din așezările cu tradiție metalurgică din perioada stăpânirii habsburgice. Totodată vom vizita și atracțiile turistice din apropierea acestora. Astfel, călătoria noastră începe la Bocșa, orașul care reprezintă borna de plecare pentru siderurgia românească modernă. După eliberarea de turci prin pasia de la Pasarovici, Banatul a fost luat în stăpânire de Curtea Imperială din Viena și declarat domeniu al Curții Imperiale, un fel de regim preferențial. Aș vrea să remarc aici, în primul rând, faptul că această cucerire austriacă înseamnă o reorientare a regiunii cu fața spre Europa Centrală din vremea aceea. Deci este același fenomen pe care îl trăim noi de după 1989. Austriecii au făcut un lucru foarte interesant de la început, și anume au încercat să prospecteze terenurile din întregul Banat, trimițându-și specialiștii să cerceteze aceste terenuri. Acest lucru ei l-au făcut foarte interesant chiar și înainte de reușita cuceririi, chiar și înainte de 1718. În anul 1718,
Johann Schubert descoperă la Dognecea importante zăcăminte de fier. Astfel, în 1718, la Dognecea se dă în folosință primul cuptor de redus minereu, prima instalație din Banatul de Munte, iar un an mai târziu, în 1719, se dă în folosință primul furnal la Bocșan. În spatele nostru se vede turnul de încărcare al primului furnal din România și, de fapt, cel mai modern furnal cu încărcare pe verticală. Vagoneții cu minereu de fier erau urcați tocmai în vârful turnului, iar de acolo erau goliți în furnal. De fapt, 50 de ani Bocșa a fost polul industriei siderurgice al Banatului. În anul 1725, Bocșa acoperea întreg necesarul de fier al Banatului. Tot în această zonă sunt cei mai vechi platani de pe teritoriul României, pentru că au peste 300 de ani și sunt peste 20 de exemplare ajunse la maturitate, iar cei care le văd, cu siguranță că nu vor uita niciodată că au văzut un asemenea platan. Numele orașului Bocșa vine de la Bocșe, gropi în pământ în care era ars mocnit lemnul de fag pentru fabricarea mangalului, combustibilul principal al topitoriilor de fier. Căutând un combustibil stabil și pentru încălzire, pentru forjare, apare necesitatea unor cantități foarte mari de mangal. Ca și tehnologie de construcție a cuptorului de Bocșe, erau săpături de formă rotundă cu diametru de 8-9 metri și adânci de jumătate de metru, unde se construiau pe principiul unui cort țăplici de lemn sau stânjeni de lemn și se acopereau ca să se etanșeze și era cu atât mai bun mangalul respectiv, cu cât ardea mai încet. Chiar dacă procedeul de obținere a mangalului este unul foarte vechi, în Banatul Montan încă se mai păstrează tradiția bocșeritului. Până nu-i gata tot acoperit cu fân, roate și pământ, nu poți să-i dai foc. Pe lemnul ăsta pun o cărpă cu motorină, îi dau foc și o introduc înăuntru. Intră până în mijloc și de acolo începe să ardă și când se vede aici cărbunile, atunci e gata. Asta deja de sus e sopă cu cărbune. Uitați lemnul cum se carbonizează. Îl cunoști când e cărbunile, puterea lui, când e lemnul se face albastru. Pe lucru din 81 aici. Numai asta face? Numai aici. De aproape 40 de ani. Da. Tradiția prelucrării metalelor în Banat e reprezentată la Bocșa în Muzeul Constantin Lucaci, primul artist român care a folosit oțelul inoxidabil în sculptură. Ne aflăm în sala muzeală Constantin Lucaci, Spațiu și Lumina, așa este denumirea ei. În această expoziție avem 16 lucrări din inox, de dimensiuni mici și medii, dar mai avem 7 schițe ale maestrului, pentru că domnia sa înainte făcea o schiță și după aceea începea lucrarea. Este singurul sculptor român care a avut curajul, cu ghilimele de rigoare, să sculpteze inoxul. Acum 12 ani, Vaticanul i-a cerut maestrului Constantin Lucaci câteva lucrări pentru a deschide o sală muzeală la Vatican, astfel fiind singurul artist român căruia Vaticanul i-a cerut această favoare. Dar, din punctul nostru de vedere, unul din cele mai importante lucruri este că este un laureat al premiului Herder, Constantin Lucaci devenind astfel un demn urmaș al marelui Brâncuș. Uzina din Bocșa era alimentată cu minereu de la Ocna de Fier și Dognecea. Nu întâmplător, dealurile din împrejurim erau supranumite Munții de Fier. Dezvoltarea metalurgică a așezării montanistice Bocșa în timpul Imperiului Austro-Ungar era determinată de exploatarea zăcămintelor de fier și minereuri complexe de la Ocna de Fier. Aici, în galerie, de multe ori s-au descoperit acele geode. Geoda este un spațiu liber în interiorul masei de minereuri în care mineralele s-au putut dezvolta sub formele lor cristalizate. Acestea au constituit deliciul pentru colecționari geologi asemenea lui Constantin Gruiescu. Domnul Gruiescu era tehnician artificier în mină și de fiecare dată când se pușca, mai dădeau și de către o geodă și geoda respectivă le oferea acele minerale estetice cu valoare deosebită. Astfel a descoperit două eșantioane unicate mondiale. Este vorba de macla coaxială a cuarțului cu dublă și cu triplă maclare.
Tradiția mineritului din Banatul Montan a fost transpusă artistic în cântecele minerilor. Dacă minerii veniți din Stiria, din Tirol, din Austria superioară și inferioară au adus aici cântecul tradițional mineresc, astăzi această tradiție este dusă mai departe de corul german Franz Stürmer din Reșița. O altă așezare metalurgică importantă din timpul Imperiului Habsburgic a fost Dognecea. După pacea de la Pasarovici din 1718, odată cu intrarea austriecilor în acest spațiu al Banatului de Munte, pentru dezvoltarea mineritului și a metalurgiei, se construiesc două baraje. Cele două baraje asigurau cantitatea de apă necesară în procesul tehnologic de la furnale și topitoriile din Dognecea. De asemenea, în această localitate, în această zonă, se pot vedea o parte din resturile topitoriei care se mai păstrează până în zilele noastre. În drumul nostru spre următorul obiectiv siderurgic, ajungem la turnul de pe deal din Grădinari. În această regiune a căzut meteoritul de la 1858. Turnul din Grădinari, ridicat de cavalerii teutoni, parte dintr-un început de fortificație și după instalarea administrației austriece, se îngăduie populației autohtone să completeze construcția și să își organizeze prin forțe proprii biserică din piatră. Turnul primei biserici de piatră funcționează cam până în jurul lui 1840. Ca de la 1855 să se înceapă construcția noii biserici din localitatea de astăzi, în care se păstrează piatra de altar din fosta biserică de pe deal, iar turnul este folosit într-un fel pe timpul celui de-al doilea război mondial ca turn de observație. Cea de-a patra așezare metalurgică pe care o vom descoperi în drumul fierului este Oravița. Așezarea era pe timpul Imperiului Habsburgic capitala bănățeană a metalurgiei și în perioada interbelică, la Oravița se producea o făină de grâu de foarte bună calitate, cotată chiar și la bursa din Londra. Resursele subsolului din Banatul Montan îi determină pe austrieci să își fixeze chiar, să spunem așa, un centru economic în habitatul nostru, în Oravița. Primele edificii sunt chiar sedii ale acestor două domenii esențiale, mineritul și metalurgia. Așadar, există la Oravița două din economiile de bază ale vremurilor de atunci și instituții care le coordonează, de pildă Direcția Montanistică. Este o instituție care are în coordonare problemele mineritului cuprifer. Cuprul este elementul esențial pentru moneda de circulație în Imperiu. Monedele de cupru în patru valori de circulație sunt imprimate la Oravița. Ceea ce este și mai important este că tezaurariatul minelor de aur și argint, cu competențe pentru întreg imperiul, are sediul în Oravița. Încă din 1718, când Banatul intră în stăpânirea Imperiului Habsburgic, Oravița joacă un rol cheie în dezvoltarea metalurgiei. În apropiere, la Ciclova Montană, încă de la mijlocul lunii noiembrie 1718, e construit un prim cuptor de redus minereul. Ulterior, în 1770, Oravița devine chiar centrul minelor din regiune. De aici se conducea activitatea minieră din întreg Banatul Montan. Banatul Montan a fost un exemplu de toleranță între popoare. O adevărată Uniune Europeană avant la lettre. Compozitorul Béla Bartók spunea despre țăranii bănățeni: nu există nicio urmă a unei uri împotriva altor popoare.
Fiecare vorbește propria limbă, respectă propriile sale obiceiuri și găsește absolut firesc ca vecinul său, vorbitor de altă limbă și practicant al altor obiceiuri, să facă la fel. Unul din motivele principale ale conviețuirii pașnice a fost și educația. Imperiul Habsburgic, înființând la Oravița prima școală montanistică profesională, la care aveau acces copiii tuturor naționalităților conlocuitoare. Începând cu mijlocul lunii februarie 1729, la inițiativa baronului Edler von Hechengarten, este înființată o școală de minerici și metalurgie. Asemenea, industrii, de fapt, construiesc și demografia habitatului, dar și coloratura multietnică. Interesant că aici se produce o schimbare și în structura populației. Avem, de exemplu, în secolul al XVIII-lea, Griselini scrie că românii lucră la început munci mai necalificate. Trec 20 de ani, 30 de ani, încep să urmeze școlile montanistice de la Oravița, de la Șelmezbania și găsim în funcții importante din întregul Banat montan. Mineritul și metalurgia adună etnici de diverse naționalități. Români, nemți, maghiari, polonezi, slovaci, sârbi și croați. Aceste conviețuiri ne arată o societate multiculturală armonioasă. Alături de siderurgie și educație, Oravița a fost și un centru cultural important al Banatului Montan. Însuși George Enescu a susținut un concert pe scena celebrului teatru Mihai Eminescu. În seara zilei de 5 noiembrie 1931, pe scena aceasta, George Enescu, în anul său aniversar, împlinea 50 de ani de viață, oferă localnicilor un concert. Cântă și la pian, apoi sigur și la vioară. Și în felul ăsta, cel mai vechi edificiu teatral din spațiul culturii române actuale, capătă dintr-o dată caracter noi. Pe lângă celebrul teatru al Oraviței, o altă clădire istorică a orașului este Domul Catolic. Domul romano-catolic este, de fapt, simbolul unei tradiții, a unei comunități romano-catolice. Sunt foarte multe simbolici în spațiul interior care ne amintesc mereu de minerici și metalurgie. În partea dreaptă avem un bazorelief cu reprezentarea minerului rugându-se înainte de intrarea în galeria de mină, iar în stânga un grup de oameni negociind produse ale celeilalte munci conexe celei de minerit, metalurgia. De la Oravița ajungem la Anina. În această regiune, Direcția Minieră Bănățeană de la Oravița a adus 94 de germani pentru fabricarea mangalului. În anul 1773, datorită faptului că industria metalurgică avea nevoie de cantități mari de cărbune de lemn, fiscul austriac a făcut niște racolări în zona Austriei Superioare și a dus coloniști de acolo pentru producerea mangalului necesar. Au fost coloniști veniți din toate părțile Europei. Au împărțit nevoile și necazurile și bucuriile împreună și au fost o mini-Europă unită înainte mult de a se cunoaște acest concept. Și acum, în toponimele locale, se mai păstrează denumiri după primii coloniști, inclusiv denumirea localității au suferit schimbări. Dacă la început s-a numit Steirerdorf, satul celor din Știria, s-a transformat apoi în Steirerdorf Anina. Ultima schimbare s-a suferit în anul 1952, în septembrie, atunci când localitatea a primit statutul de oraș și de atunci se numește pur și simplu Anina. În 1790, Matthias Hammer descoperă la Anina zăcăminte de huilă. Astfel, dincolo de exploatările forestiere, va începe aici și mineritul. Soarta coloniștilor din Steirerdorf s-a schimbat odată cu norocul care a dat peste Matthias Hammer, care în Valea lui Andrei, zis acum Valea Porcarului, a descoperit huilă. În paralel cu exploatarea s-a încercat și coxificarea huilei de Anina, ceea ce a dat un avânt nemaipomenit exploatărilor miniere din zonă, dar mina din Anina a fost una dintre cele mai periculoase mine din țară, datorită emanațiilor de gaz metan din subteran. Prin urmare, minerii coborau cu coliviile de canari și alte păsări în subteran
Păsările, fiind mai sensibile, dădeau semne în cazul în care aerul era viciat. Iar cam în fiecare casă când intrai, inclusiv în copilăria mea, mai găseai coliviile cu canar pe pereți și mai plecau la mină cu colivia după ei. La scurt timp după descoperirea zăcămintelor de huile din Anina, cererea de cărbune crește atât de mult, încât pentru transportul acestuia se începe construcția celei mai spectaculoase căi ferate din Banatul Montan. Dacă inițial transportul s-a făcut cu carele cu boi, drumurile erau accidentate și într-o stare mai mult decât precară, unde mai pui că și mereu erau pline de care zi și noapte. Mai înoptau prin păduri unde puteau, făceau focuri de tabără consemnate în multe notițe de călătorie ale unor călători din străinătate care de multe ori se speriau când dădeau peste bărboși stând în jurul unui foc și așa mai departe. A încolțit ideea construirii unei căi ferate pentru transportul cărbunelui la Bazeaș. Lucru care s-a și întâmplat, calea ferată fiind inaugurată la sfârșitul anului 1863. Calea ferată Anina-Oravița a funcționat din 1863 fără întrerupere și funcționează și în prezent. Sigur că acum are mai mult o importanță turistică decât industrială. Aproape de Anina se află lacul Buhui, cel mai vechi lac artificial cu baraj de pământ din România. Ne aflăm pe lacul Buhui, lac de acumulare care a fost construit în anul 1907-1908. Este primul lac artificial construit pe calcare. Ca și personalități care au vizitat acest lac a fost regele Ferdinand, împreună cu regina Maria și prințesa Ileana în anul 1926. Ei au venit și au poposit aici, au zis că pentru o jumătate de oră, dar se pare că au poposit mult mai mult. Regele Mihai venea în tabără aici, a fost cu copiii, cu școala. Cine a mai fost aici de la Vrancea, i-a plăcut foarte mult, a scris și o poezie, am înțeles, despre lacul Buhui. În general, lacul Buhui este vizitat de foarte mulți turiști, pentru că este un lac înconjurat de pădure, pădure de Douglas Verde de America, de larice. Douglasul Verde de America e pus acum vreo 150-200 de ani, aduși de pe vremea austriecilor, când i-au adus în zonă, vreo 250 de bucăți, este o rezervație de semințe de Douglas Verde de America și o rezervație de larice. Nu departe de lac se află și peștera Buhui, cea mai lungă peșteră din Banat, străbătută de cel mai lung curs de apă subteran din România. Peștera Buhui este o peșteră activă, parcurgerea ei se poate face cu costum de neopren sau echipament special. Peștera Buhui are 4 intrări, intrarea Certez, intrarea Buhui, intrarea prin Dolină și intrarea prin Aven. Practic, traseul de vizitare a peșterii Buhui se face intrând pe la intrarea Certez și ieșind pe la ieșirea Buhui. La ieșirea din peștera Buhui avem practic un baraj artificial unic în România, pentru că este subteran și a fost creat în special pentru alimentarea orașului Anina cu apă. De la Buhui mergem spre sud și ajungem în cheile Minișului, la Cascada Cârșa. Numită și Cascada Valea Minișului, este situată în apropierea celebrei cascade Bigger. Cascada Cârșa se află pe cheile Minișului, izvorăște dintr-o peștere numită La Captare. Cheile Minișului au o lungime de 25 de kilometri, putând fi străbătute cu mașina în întregime. Astfel, accesul turiștilor este foarte ușor. În călătoria noastră pe drumul fierului, ajungem la un lac de acumulare inedit. Dacă cele mai multe edificii de acest gen erau construite pentru hidrocentrale, acesta este primul baraj românesc pentru o termocentrală. Lacul Gura Golâmbului se află la jumătatea distanței dintre Bozovi și Anina pe cheile Minișului, în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița. În perioada de toamnă și primăvară, când ploile sunt foarte dese, barajul are rol de a regla debitul de apă de pe râul Miniș. Cheile Minișului șerpuiesc alături de șosea. Dar dincolo de peisajele spectaculoase care pot fi admirate din mașină, acest râm are și multe legende. Un flăcău Miniș se duce la vânătoare și când ajunge la izbucul cursului de apă, flăcăul respectiv începe să omoare câte o căprioară, una, două, trei. La un moment dat se deschide muntele și iasă o ciută albă. Flăcăule, de ce omori atâtea viețuitoare? Prima dată te iert, la a doua oară nu o să te mai iert.
Și atunci acolo era o fată a împăratului, în care aude povestea flăcăului Miniș. Și îl trimite să îi aducă ciuta cea albă. Și când el se duce necăjit, acum merge până la izvorul respectiv și când ajunge acolo, începe iar să o moare la căprioare. Deschide din nou muntele, iasă o zână frumoasă cu doi balauri lângă ea și spune flăcăului respectiv, pentru că n-ai ascultat flăcăului respectiv, eu am să te transform într-un curs de apă care pur și simplu a rămas acum Miniș de la flăcăul Miniș. În aval de lacul Gura Golumbului, cheile Minișului se îngustează și se deschid pe dreapta și pe stânga adâncituri și peșteri. Ne aflăm pe cheile Minișului și anume la găurile lui Miloi. Deasupra găurilor lui Miloi, legenda spune că ar fi ascuns un tezaur dacic. De asemenea, în aval de cascada Bigră, la o anumită distanță, este un pârâu, pârâul Tăria Mare, și acolo ar fi existat niște uriași care se numeau tărieni. De-a lungul Minișului mai sunt niște găuri săpate în stâncă în timpul celui de-al doilea război mondial, astfel încât în ele se poate intra două tancuri. Deci această vale a Minișului, denumită și Valea Comorilor, are legendele ei, dar și multă istorie. Următorul obiectiv siderurgic este Sasca Montana. La fel ca și Anina, localitatea s-a format când Imperiul Habsburgic a adus coloniști pentru reluarea vechilor exploatări de argint, cupru și plumb din vremea romană. Ne aflăm în comuna Sasca Montana, județul Caraș-Severin, o fostă localitate cu trecut mineresc, care datează încă de pe vremea romanilor. După romani, exploatările au mai fost continuate de unguri, de turci, apoi după 1717 de austrieci. Localitatea a fost vizitată de doi împărați romano-germani, respectiv de Iosif al II-lea, fiul Mariei Tereza, și de Francisc I, socrul lui Napoleon. În secolul al XVIII-lea, minereurile erau prelucrate aici în localitate, în trei topitorii, Maximilian, Johann și Caroli. După Revoluția de la 1848 a fost finalizată uzina de fier, respectiv un furnal de fier pe malul Nerei. Aici, în Sasca Montană, pe locurile unde erau altădată uzinele de fier, domnul Victor Tăutu a deschis un muzeu etnografic. Am strâns și aranjat într-o casă colecții care pot fi vizitate gratuit, în măsura în care proprietarul, adică eu, sunt disponibil. Am amenajat un mic muzeu, o colecție particulară, care cuprinde mobilier, minerale, roci, costume populare și alte obiecte casnice. Dețin și un număr destul de mare de sticle de bere, de la vechile belării, cele din Timișoara. Fier de călcat cu fier înăuntru, se lua, se punea în foc, după aceea se scotea, dar nu cu mâna, că rămânea pielea pe obiect, era cam cald. Apoi, dispozitiv de făcut turte sau vafe, așa seamănă cu un instrument de tortură în care se... Costume populare din satul Cărbunari și când apar satele de pe dealul Sfântul Gheorghe. Oltenii, când au venit în Banat, principala lor ocupație a fost fabricarea cărbunelui. De la această ocupație a localnicilor a provenit și numirea satului Cărbunari. De la Sasca Montană ajungem în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, la următorul obiectiv turistic cunoscut sub numele de La Tunele. Se spune că tunelurile datează din perioada stăpânirii turcești a Banatului și au fost săpate cu târnăcopul de către localnicii din Sasca Română pentru ca aceștia să-și scurteze drumul până la morile de apă existente atunci pe Valea Beiului. Poteca de atunci, devenită azi potecă turistică, străbate 7 tuneluri, dintre care ultimul, numit Tunelul cel Mare, are o lungime de aproximativ 40 de metri. Foarte aproape de zona tunelelor se află și cascada Lava Yoga. Este prima cascadă care ne întâmpină odată cu intrarea în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița dinspre Sasca Română sau dinspre Potoc. Are o înălțime de 6 metri și cu puțină imaginație ajunge să semene cu valul unei mirese. De remarcat sunt și aceste mici bazine de travertin cu ape deosebit de albastre, specifice acestei zone calcaroase. Regiunea este foarte bogată în cascade, în apropiere fiind și cascada Beușnița, unde a venit ca turist celebrul scriitor Lucian Blaga, fotografiat în această imagine de epocă.
De la Cascada Văioaga, trecând muntele pe partea de la Răsărit, ajungem la Cascada Moceriș. Cascada Moceriș este situată la limita rezervației naturale Ducin. Înălțimea acesteia este de peste 20 de metri, iar forma cascadei este destul de dinamică. În fiecare an se modifică datorită tufului calcaros friabil, care parțial poate fi dizlocat de către viiturile mai puternice, dar parțial se și reface la loc și ia diferite forme care seamănă cu sculptura abstractă. Urmând drumul fierului din Banatul Montan, cel mai reprezentativ obiectiv siderurgic este Reșița. Nașterea cetății de foc a fost posibilă datorită amplasării geografice favorabile și declinului uzinelor de la Bocșa. Începând cu 1769, când resursele de la Bocșa se epuizează și sub aspectul lemnului și sub aspectul apei, se produce acea mutare a uzinelor de la Bocșa la Reșița și în perioada 1769-1771 se construiesc primele două furnale reșițene. Este o construcție dificilă pentru că edictul Mariei Terezia cere imperativ ca lucrările să fie foarte rapide, astfel încât în 1771, în primăvară, are loc un accident de muncă, să spunem așa, pe o bună zonă a canalului de aducțiune a apei, se prăbușește peretele de sprijin lucrat în lemn, pentru care meșterul de la Oravița nu mai primește nimic din ceea ce semnase ca și contract și este obligat să refacă porțiunea respectivă de canal. Astfel, la 3 iulie 1771, cele două furnale sunt puse în funcțiune și părintele paroh sfințește cele două furnale, botezându-le Iosefus și Franciscus. Pornirea furnalelor de la Reșița în 3 iulie 1771 a fost un eveniment care a creat o efervescență locală deosebită. De fapt, în acest moment, toată comuna, 20-30 de familii, au început să graviteze în jurul unei tehnologii care era de nivel european. Aș vrea să menționez că acest 1771 devansează cu 5 ani declarația de independență a Statelor Unite. O devansare deosebită care dă prioritate industriei siderurgice bănățene și îi asigură condiții de dezvoltare. În 1793, statul Neapole a comandat uzinelor din Reșița peste 20.000 de proiectile, o cantitate impresionantă, pe care urma ca Neapole să o folosească în războaiele cu Franța lui Napoleon. Așa cum s-a întâmplat la Anina și la Sasca Montană, în 1793, Imperiul aduce coloniști germani și în regiunea Reșiței, în Amonte pe Bârzava. Astfel, ia naștere colonia Franzdorf, făliugul din zilele noastre. O parte din cei care au fost colonizați aici au trecut pe la împăratul Franz, împăratul Francis din Viena, iar acestea au spus mergeți acolo, departe, la granița Imperiului și dați aceste localități numele meu. De atunci, această comunitate se numește Franzdorf. Actuala biserică, monument istoric de la Văliuc, a fost sfințită la 28 octombrie 1861, iar în fiecare an se sărbătorește hramul acestei biserici prin tradiționalul chirvai. Pomul de chirvai se ridică în piațeta din fața bisericii, iar după ce este ridicat, tineri se cațără pe el pentru a primi sau ajunge la pălărie și la baticul tradițional al chirvaiului. La mai puțin de 100 de ani de la nașterea cetății de foc, Imperiul Habsburgic trece printr-o etapă de criză. Astfel, uzinele reșițene sunt achiziționate de una dintre primele corporații multinaționale. Un rol foarte mare în evoluția economică a Banatului Montan l-a avut societatea Steig. Ștegul se naște după Revoluția de la 1848. Nefiind bani suficient de continuarea programelor de căi ferate, se formează un consorțiu de bănci, este vorba de niște bănci franceze, cu bănci austriece și obțin un contract din partea statului în ianuarie 1855 de a construi calea ferată de nord și calea ferată de sud-est în Imperiul Austriac. Și în Banat, acest Ștegul
asigură odată dezvoltarea infrastructurii, de să începe construirea de căi ferate. În al doilea rând, asigură un progres tehnologic prin implementarea metodelor moderne de producere a oțelului, respectiv cuptoarele Siemens Martin, și va trece la faza următoare de construire de locomotive. Paralel cu aceasta, are loc încă un fenomen interesant, și anume ștegul asigură și învățământul în regiune, în așa fel încât copiii muncitorilor se parcurgă drumul unui ucenic, de la ucenic la calfă, la meșter, în fabrica respectivă. Deci era o companie care încerca să controleze viața din întreaga regiune. Sigur, această dezvoltare economică mai are urmare, și anume apariția unei așa numite muncitorimi masive. Este o categorie socială care începe să aibă și ceea ce noi numim astăzi un fel de timp liber. Și atunci începe această organizare a vieții muncitorilor, în sensul că se caută o soluție de a-i abate de la frecventarea cărciumei. Și atunci încep să apară asociațiile de lectură, asociațiile de cânt, corurile, asociații de drumeții, ghiduri turistice și care indică traseele montane, în care Gărâna este deja menționată ca punct turistic și este descrisă bucătăria pe care nu știu ce bucătăreasă de acolo o putea asigura unui călător care trece prin Gărâna. Este o implicare enormă a acestei companii, o multinațională, da, care asigură pe de o parte o dezvoltare economică în regiune, pe de altă parte această dezvoltare economică are urmări în viața oamenilor, în viața acestei societăți. În vremurile când uzinele reșițene aparțineau multinaționalei Șteg, s-a construit și barajul Breazova, primul lac de acumulare din apropierea Reșiței. Pe parcursul secolului al XIX-lea, uzinele din Reșița au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. La sfârșitul secolului al XIX-lea, deja forța râului Bârzava nu mai era suficientă pentru asigurarea energiei necesare uzinelor. Motiv pentru care societatea Șteg a construit două complexe hidroelectrice pe cursul superior al râului Bârzava. Este vorba despre lacul de acumulare Breazova, respectiv hidrocentrala Grebla. În urma Unirii din 1918, uzinele reșițene intră pe teritoriul României Mari, iar Șteg va fi nevoită să se adapteze. În 1920, uzinele reșițene intră într-o nouă etapă de dezvoltare, urmare a tratatului de la Trianon. Banatul intră în proporție de 60% din teritoriul său istoric în componența Regatului României. Sunt tratative îndelungate între acționariatul Șteg și guvernul României până la momentul la care se ajunge la un compromis care înseamnă cam 60% să fie acționariatul român, iar Ștegul să rămână cu aproximativ 40% din acțiuni. Rudolf Sichard, președintele Consiliului de Administrație, chiar spune: nu este soluția cea mai fericită, dar este singura soluție acceptabilă de a vinde Ștegul unei companii românești, respectiv se înființează așa numit uzinele și domeniile Reșița, care preiau întregul Șteg cu toată structura lui și continuă activitatea de fapt ca și înainte. Se schimbă practic acționarii. UDR-ul devine practic cea mai mare companie industrială românească din perioada interbelică, care continuă să producă fontă și oțel. Se trece la tipuri noi de locomotivă care ating peste 100 de km pe oră. Se refac podurile importante, cum este cel de la Cernavoda, tot de către uzinele și domeniile din Reșița. În timpul războiului, în 1939-43, a fost posibilă contractarea și realizarea la UDR în sublicență Vickers a tunului antiaerian calibru 75 Reșița și realizarea, în condiții de război, a tunului de 75 de mm antitank Reșița, unul dintre cele mai bune din lume din categoria lor de armament antitank de artilerie, care a participat efectiv la luptele pentru eliberarea Ardealului, este un act de mândrie și de satisfacție pentru noi ca reșițeni. În timpul UDR, la Reșița a fost inaugurat primul pod sudat din România. O realizare deosebită, pentru că la vremea aceea, tehnologia cea mai folosită era nituri bătut rece sau cald. Inițial, cele două cartiere reșițene, Stavila și Muncitoresc, erau legate printr-un pod de lemn. Dar, în 1929, UDR-ul stabilește înlocuirea acestuia cu un pod metalic. Astfel, noul pod a fost inaugurat în decembrie 1931. Ulterior, deasupra acestuia s-a construit un alt pod rutier și astfel a devenit singurul loc din România
cu două poduri suprapuse, ambele circulate. În urma celui de-al doilea război mondial, industria reșițeană trece printr-o serie de transformări succesive, care vor duce la scindarea uzinelor în două ramuri și formarea coloșilor CSR, respectiv UCMR. În 1962 se stabilește prin decret al Marii Adunări Naționale ca uzinele să se împartă exact pe domeniile pe care lucrează. Siderurgia devine Combinatul Siderurgic Reșița, CSR, și construcția de mașini devine Uzinele Constructoare de Mașini Reșița, UCMR. Combinatul Siderurgic își dezvoltă în continuare procedurile de obținere a fierului și oțelului, astfel încât se construiesc două furnale de 750 metri cubi, la vremea respectivă unice în România și destul de rar întâlnite în Europa de Sud-Est. Pe de altă parte, Uzina Constructoare de Mașini se spune că a fost perla construcțiilor de mașini din Europa de Sud-Est până la 1989. În 1968, invazia trupelor Tratatului de la Varșovia împotriva Cehoslovaciei a fost blamat și condamnat de România, motiv pentru care ea însăși putea să devină o țintă a agresiunii sovietice. A fost principalul factor care a împins comandantul suprem la o hotărâre istorică, înființarea și dezvoltarea unei puternice industrii românești de apărare. În acest cadru exhaustiv, încadrăm inclusiv înființarea Uzinei Mecanice Reșița, destinată fabricării armamentului de artilerie necesar armatei noastre. Noi am fabricat peste 3500 de tunuri, această impresionantă cantitate de armament. Simbolic vorbind, ar fi format o coloană de artilerie în marș de la Reșița până la Turnul Severin. Un obiectiv turistic apropiat de Reșița, care datează din perioada CSR-UCMR, este lacul Secu. Acumularea de pe râul Bârzava a fost construită în 1963, fiind primul baraj din beton cu contraforți din România. Barajul Secu a fost construit între anii 1961 și 1963, fiind proiectat de către profesorul Radu Priscu. El este cel mai mare baraj, având o lungime de peste 6 km și o suprafață de aproximativ 730 de hectare. Rolul său principal este acela de alimentare cu apa municipiului Reșița, însă pe timpul verii el este și un frumos loc de agrement. Un alt loc de agrement din Banatul Montan este lacul Trei Ape. Barajul poartă acest nume pentru că este format din trei pâraie, Grădiște, Semenic și Brebu. Amplasat la 850 de metri, este acumularea de la cea mai mare altitudine din munții Semenicului. Construcția acestuia s-a încheiat în 1971, fiind cel mai recent lac de acumulare pentru alimentarea Reșiței. Din deversorul lacului Trei Ape pornește râul Timiș, cel mai lung râu al Banatului. La Reșița, în 1964, începe să funcționeze funicularul care aducea calcarul din cariera de pe Valea Domanului la cuptoarele cu var din Mociur. Reșița devine singurul loc din România unde un funicular trece prin centrul orașului. Eram copil și era o frizerie chiar în zona funicularului și frizer era o chestie anecdotică. Un consătean al tatălui meu și săptămânal mergeam și ne tundeam, că așa se tundeau lumea bună atunci. Tata se și barberea. Și frizerul, după aceea a văzut că nu prea rentează cu frizeria, s-a angajat în uzină și s-a făcut frezor. Știi ce e frezorul? E un așchietor, deci o mașină de așchiat metalul. Între 1970-1980 are loc o schimbare majoră a Reșiței prin construcția unui nou laminor uriaș. În 1968, Reșița a devenit capitala județului Caraș-Severin. Ca atare, s-a decis că Reșița trebuie să se dezvolte, trebuie să-și extindă capacitățile. Și așa a apărut ideea laminorului degrosisor, un spațiu imens în care să poată fi prelucrate materialele combinatului siderurgic. Laminorul degrosisor ocupă un spațiu foarte mare care a obligat
la demolarea unei mulțimi de case și de instituții din zona respectivă. Erau și niște instituții importante, între care Policlinica, Teatrul de Stat din Reșița, acolo și avea sediu. Cam în același spațiu a fost cinematograful, Arta și alte obiective care au dispărut definitiv din peisajul Reșiței pentru a face loc la Minorului de Grosisor. Cea mai recentă etapă în drumul siderurgiei reșițene este după Revoluția de la 1989 și perioada de tranziție din anii 90. Uzina de fier din Reșița a parcurs după anul 1990 o transformare radicală. Poate că în siderurgia românească este combinatul care a suferit cea mai severă transformare tehnologică. Aici combinatul din Reșița profită de un anumit proiect finanțat de Banca Mondială printr-o garantare de către Guvernul României acestui credit. După 1989 se produce o schimbare în tehnologia uzinei noastre, în sensul că se trece de la producția de oțel cu tehnologia Siemens-Martin la tehnologia elaborării oțelului în cuptor electric. Materia primă în cuptorul Siemens-Martin era minereul de fier, iar la cuptorul electric materia primă este fierul vechi. Fierul vechi, odată ce ajunge în uzină, este descărcat cu niște mașini speciale, autograifere, și trimis apoi mai aproape de cuptor. Unde este încărcat în bene, partea inferioară a benei se rabatează, permițând astfel fierului vechi să cadă în cuptor. Cuptorul, odată alimentat cu fierul vechi, topește, practic, materia primă cu ajutorul arcului electric. În etapa de elaborare a oțelului, un rol important îl are zgura, care la un moment dat trebuie evacuată. Evacuarea se face printr-un orificiu lateral al cuptorului, cade într-un recipient care este apoi transportat cu niște vagoane în afara halei de producție. Urmează deșarjarea din cuptor, practic evacuarea oțelului lichid și tratamentul oțelului. Asta presupune că băii metalice îi se aduc un aport de feroaliaje. După tratamentul oțelului, oala cu oțel este transportată cu ajutorul unui pod rulant până la următoarea etapă, și anume turnarea continuă. Oțelul făurit la Reșița pleacă la Slatină, unde este prelucrat și de acolo ajunge în multe țări ale lumii. Practic, în Reșița facem materia primă, în Reșița producem ceea ce noi numim țagla pentru țevile mecanice. Ea se transportă la Slatina, unde începe procesul de laminare și finiție. Oțelul pe care îl fabricăm la Reșița ajunge prin intermediul produsului finit fabricat la Slatina în industria hidraulică, în industria petrolieră, în industria constructoare de mașini în general. În portofoliu de clienți avem fabricanți de top în industria de automobile. Noi spunem că aproape nu există marcă de automobile care să nu aibă încorporat oțel făcut la Reșița în țeavă de la Slatina. De aceea, astăzi, Reșița este cunoscută în lumea noastră ca fiind unul dintre cei mai performanți producători de oțel pentru industriile mecanice. De la exploatările romane, la primul furnal din spațiul românesc. De la Muzeul Constantin Lucaci, la prima școală montanistică. Și de la viaductele căii ferate, Oravița Anina, la primul pod sudat din România, siderurgia bănățeană a fost o școală în care s-au format caractere, profesii, meserii, cariere și familii. În 2021 se împlinesc 250 de ani de activitate siderurgică la Reșița. Un sfert de mileniu de tradiție. Poate nu întâmplător, Imperiul Habsburgic considera Banatul perla coroanei. Cofinanțată de Consiliul Județean Caraș-Severin.